Bună ziua! Numele meu este Cristian Persu, sunt student în anul 6 la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Medicină și Farmacie Carol Davila, cenzor al Societății Studenților în Medicină din București și la inițiativa Societății Antreprenoriale Studențești. Ne aflăm astăzi la o serie de interviuri pe care le vom avea cu profesioniști din domeniul antreprenoriatului în sănătate. Prima persoană pe care o veți cunoaște astăzi este doamna doctor Roxana Nedelcu. Ne bucurăm să vă avem astăzi aici și mulțumim mult pentru că ne-ați acceptat invitația. Bună ziua, mă bucur și eu să fiu aici și mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să aducem, așa cum am spus, către persoanele care vor asculta discuția dintre noi astăzi, în fața lor persoana, nu neapărat CV-ul persoanei. Și aș vrea să ne spuneți cine este Roxana Nedelcu, medic și antreprenor. Dacă avem puțin timp, am să prezint activitățile profesionale în care sunt implicată în prezent, principalele, sigur, activități profesionale, tocmai și pentru a se înțelege un pic mai simplu restul interviului, exact cum ați spus, nu doar pentru a înșirui o sumă de funcții, ci pentru a explica un pic cu ce mă ocup practic în fiecare zi. Sunt medic dermatolog clinician, am un program de consultații. Am ales această specialitate, dermatologia, în urmă cu aproape 15 ani. Sunt acum medic primar și este o specialitate pe care o îndrăgesc și cu cât a trecut timpul și am cunoscut-o mai bine și am avut mai mult timp să o studiez, a devenit din ce în ce mai plăcută pentru mine. Sunt cadru universitar și sunt conferențiar la disciplina de fiziopatologie. Activitatea didactică mi-am început-o în urmă cu aproximativ 10 ani. Am parcurs mai mulți pași, am început ca doctorand, cercetător doctoral, care s-a implicat în activitățile didactice ale disciplinei, pentru ca apoi să parcurg pașii spre a deveni titular și a rămâne în continuare la Universitatea de Medicină, la Facultatea de Medicină a UMF Carol Davila. Felicitări pentru tot ceea ce ne-a spus până acum. Mulțumesc! Sunt lucruri care îmi fac cu adevărat plăcere și chiar mă reprezintă, de aceea le povestesc. Și spuneți-ne despre antreprenoriat. Da, și despre antreprenoriat le-am spus cumva în ordine, de aceea am lăsat antreprenoriatul pe ultimul loc, pentru că am devenit antreprenor activ din 2015, când am devenit cofondatorul unei clinici de dermatologie, Derma 360 din București. Și sigur m-am mai implicat și în alte proiecte ca partener, majoritatea lor vizând zona dermatologiei și în special zona de cancere cutanate, cu tot ceea ce presupune ea, de la prevenirea cancerelor până la optimizarea stadializării și a diagnosticului și până la sistemele care sprijină diagnosticul pe baza inteligenței artificiale. Lucruri inovatoare, am putea spune. Lucruri inovatoare. Chiar și în zona medicală, ceea da. Ce cred eu că ne bucură pe toți că le putem accesa. Da. Am înțeles că ați avut o experiență foarte interesantă de curând, chiar da. În străinătate, dacă ne puteți povesti puțin. Cumva toate preocupările acestea ale mele, atât clinică, cât și didactică, cât și antreprenorială, au prins contur. Am fost și sprijinită de foarte multe structuri, pe de o parte de SAS, care cumva a făcut să capete aripi îmbinarea aceasta dintre diferite aspecte ale carierei mele, care pe de o parte este și provocatoare, bineînțeles că toate aceste lucruri care îmi plac totuși nu se îmbină ușor întotdeauna legate de programul zilnic, și cu sprijinul disciplinei de fiziopatologie din care fac eu parte, a departamentului din care fac parte și bineînțeles a conducerii universității. Toate acestea au început să capete contur și am primit Fulbright RAF Award în anul 2021,
Aceasta reprezintă o bursă valoroasă care permite petrecerea unui semestru în calitate de profesor invitat în cadrul unei universități prestigioase din Statele Unite. Și astfel am ajuns să petrec un semestru din anul universitar 2021-2022 la University of Rochester din New York. Aici mi-am desfășurat activitatea într-un centru de antreprenoriat și inovație cu focus pe zona biomedicală, unde am avut o experiență complexă, dar foarte interesantă. Am petrecut majoritatea timpului în AIN Center of Entrepreneurship and Innovation, acest centru care face legătura dintre multiple facultăți ale universității, facultatea de medicină, facultatea de inginerie biomedicală, dar și facultăți din zona economică și management, încercând să pună oamenii la oaltă pentru a facilita dezvoltarea ideilor inovatoare. Și aici am putut, pe de-o parte, să petrec timp în calitate de profesor invitat și să îndrum studenții și masteranzii care erau înscriși în programele oficiale ale universității și să-mi folosesc experiența mea. Pe de altă parte, am avut și posibilitatea să-mi îmbogățesc eu mult cunoștințele și să particip la cursuri de supra-specializare și să observ îndeaproape cum își desfășoară acest centru activitatea, cam în toate detaliile, pornind de la activitatea oficială didactică, cea cu studenții, masteranzii și doctoranzii înscriși la cursurile universității, până la detalii administrative despre cum se organizează cadrele didactice ca să asigure tot acest suport și, foarte important, cum sunt sprijiniți de universitate studenții după ce își încheie studiile pentru a putea să-și dezvolte unele dintre aceste idei care, bineînțeles, au nevoie de sprijin pe durată mai lungă și nu doar pe parcursul perioadei de studenție. Da, un lucru foarte interesant, asta mai ales pentru că sunteți un beneficiar al bursei Fulbright, foarte cunoscută și cu siguranță dorită așa de mulți studenți, absolvenți, tineri care își doresc să regăsească exemplele de bună practică din afară și sperăm noi să le și aducă înapoi. Și mă leg astfel de următoarea întrebare. Care sunt obiectivele principale ale noului curs privitor la educația antreprenorială și inovație, care a fost introdus din acest an printre disciplinele opționale la UMF? Da, practic acest stagiu pe care l-am petrecut în Statele Unite a avut mai multe obiective, pe unele dintre ele le-am menționat, unele erau chiar personale pentru dezvoltarea mea ca și cadru didactic în cadrul universității, însă unul dintre obiective a fost să conturez, pe baza experienței căpătate acolo, să conturez designul pentru un nou curs de antreprenoriat care să fie introdus în mod oficial în curricula Universității de Medicină și Farmacie. A pornit de la faptul că societatea antreprenorială studențească și conducerea universității au dezvoltat foarte mult în ultimii ani această zonă antreprenorială și de inovație și s-au realizat și s-au organizat numeroase manifestări științifice pentru lumea medicală, pornind de la studenți și incluzând și cadre medicale deja formate. Iar acest curs a venit pentru a oferi o adresabilitate mai largă. Adică el este acum inclus ca și curs opțional pentru studenții de anul 2. Chiar din primul an în care a fost introdus, avem deja aproape 200 de studenți care s-au înscris. Dovadă că e ceva de interes pentru... Dovadă că este ceva tineri. De interes, da, însumând atât studenții care sunt înscriși la modulele din limba română, cât și cei de la modulele din limba engleză, pentru că va fi bilingv cursul, va fi ținut atât în română cât și în engleză.
Și, practic, pe de-o parte, are ca obiectiv posibilitatea ca un număr mult mai mare de studenți să se înscrie de acest ordin. Și un alt obiectiv este ca aceste noțiuni să ajungă cât mai devreme în, printre cunoștințele studenților, astfel încât să poată beneficia, practic, și pe tot parcursul facultății de această educație antreprenorială. Este un curs care pune bazele a ceea ce înseamnă educația antreprenorială și se referă la a înțelege mai ales care sunt obiectivele educației antreprenoriale, cât de importantă este această educație pentru a putea să creăm valoare. Și nu e vorba doar de valoare economică, cu importanță deosebită, bineînțeles, ci este vorba și despre valoarea intelectuală, despre valoarea în educație, valoarea culturală, valoarea socială. Este, da, cred că ăsta este unul dintre obiectivele principale, să înțelegem ce este cu spiritul acesta antreprenorial care cumva ne poate ghida, la fel cum ne specializăm și în alte domenii, cum, nu știu, folosim tot felul de lentile în medicină și stetoscoape, așa putem să folosim educația antreprenorială ca să ne ajute să înțelegem puțin mai bine cum ne-am putea îndeplini obiectivele noastre, cum să realizăm un plan care să... Da, e foarte important, așa cum spuneți, să ne dezvoltăm pe mai multe axe, pe mai multe planuri, să nu rămânem așa într-un mediu bidimensionat, să ne ducem puțin mai departe. Frumos, și ăsta e un lucru bun că se întâmplă acum în Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Dar mă interesează acum că ați menționat un curs, ați menționat societatea antreprenorială studențească. Sunteți implicată la început în SAS. Ce ne puteți spune despre interacțiunea cu studenții în activitatea antreprenorială în medicină? Cumva interacțiunea cu studenții a fost cea care m-a stimulat să dezvolt aceste proiecte pe care le-am menționat, pentru că, într-adevăr, sunt implicată de la început în SAS și chiar sunt recunoscătoare pentru că am fost invitată permanent să particip la aceste proiecte. Consider că aceste proiecte au stimulat și studenții și cadrele universitare implicate. Pe mine personal, cel puțin, analizând cu studenții, pentru că am fost invitată în calitate de antreprenor de multe ori și pentru a le povesti studenților despre experiența mea antreprenorială. Și chiar atunci când povesteam și trebuia să pun lucrurile cap la cap, am căpătat și eu o altă dimensiune a înțelegerii și a cunoașterii unor aspecte din activitatea mea antreprenorială. Chiar am identificat poate și anumite greșeli pe care le-am făcut și de care nu eram foarte conștientă înainte de a povesti despre ele, așa încât cred că toate demersurile SAS-ului au fost binevenite pentru toți cei implicați, atât pentru mentori cât și pentru studenți, și se pare că lucrurile au fost apreciate de toată lumea și de aceea cred că și merg mai departe și au căpătat deja o altă amploare. Lucrurile mi s-au părut întotdeauna foarte profi organizate și foarte valoroase, însă cumva s-au dezvoltat mult ca dimensiune, ca adresabilitate, pornind de la... Da, e la fel un lucru foarte important, mai ales că l-ați și spus, și anume că învățați constant din toate părțile, chiar și de la cei pe care îi învățați. Un fel de peer-to-peer learning, dacă putem să-i zicem așa. Și cred că asta diferențiază cumva educația antreprenorială de educația în sănătate cu care suntem noi obișnuiți în varianta sa clasică, dar e un bonus faptul că acum se reușește îmbinarea celor două. Și azi ați menționat mai devreme de câteva greșeli pe care poate nu le-ați văzut înainte în activitatea dumneavoastră și le-ați descoperit împreună cu studenții sau discutând cu mai mulți oameni din zona asta antreprenorială. Ne puteți spune în cariera de antreprenor care sunt acele dificultăți pe care le-ați întâmpinat? Sau dacă v-ați lovit de acele mituri și ați descoperit că sunt adevărate sau nu? Sunt foarte multe greșeli pe care cred că le facem cu toții zilnic dacă vrem să recunoaștem și cu să... siguranță. Da. Nu cred că le pot menționa pe toate, însă am să menționez unul
la care m-am gândit recent pentru că a fost dezbătut și cu profesioniștii de la University of Rochester când am petrecut acea perioadă în Statele Unite, și anume despre așteptarea de a face profit semnificativ într-un timp scurt. Asta mi se pare unul dintre miturile care încă mai persistă în concepția multor oameni. Și nu e ceva ce își dorește toată lumea? Și este ceva ce își dorește toată lumea, dar cred că dincolo de a ne dori lucruri, ceea ce este foarte bine, contează și cum ne raportăm la aceste dorințe. Adică dacă noi credem că este normal să se întâmple așa și suntem asigurați că aceasta este o măsură a succesului unei idei antreprenoriale, faptul că într-un timp foarte scurt se poate face un profit foarte mare, atunci o să tragem concluzia că ideea noastră a fost un eșec doar pentru că nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și sigur că e foarte în regulă să avem și eșecuri, adică nu asta este problema, chiar cred că există o întreagă cultură a eșecului și da, e un lucru bun să trecem și prin asta. Dar analizând mai multe aspecte în discuțiile cu acești profesioniști, am descoperit că lucrurile nu stau chiar așa. Și, de exemplu, noi ne-am străduit la clinica de care povesteam, la clinica Derma 360, ne-am confruntat cu multe obstacole și am trăit ani de zile cu convingerea că dacă nu am ajuns să facem profit într-un timp scurt, un timp scurt însemnând în primii 2 ani, probabil ideea nu a fost bună și trebuie să tragem concluzia că a fost un eșec. Lucrurile au continuat totuși pentru că nouă ne plăcea foarte mult ceea ce făceam și oricum în domeniul medical cred că este dificil să consider doar profitul un succes. Cu siguranță există și alți parametri care contribuie la noțiunea de succes sau eșec. Însă după al 4-lea an am reușit într-adevăr să facem profit și când în urma unei discuții cu profesorii de la University of Rochester am avut posibilitatea să prezint cifrele clinicii noastre și detalii despre evoluție și toată lumea a spus că este absolut de așteptat și că este absolut în regulă ca după 4 ani să reușești să faci profit și că majoritatea afacerilor care ajung de succes, da, nu au un profit sau niște rezultate economice extraordinare în primii 3 ani. Deci în baza acestui mit pe care, mă rog, îl considerăm poate adevărat, poate fals, cum că ar trebui să ai un profit foarte mare într-o perioadă foarte scurtă. Ne-ați explicat de ce nu trebuie să gândim așa, dar așa ca un mesaj de luat acasă, cred eu, și poate mă corectați dacă greșesc, consistența bate intensitatea, nu? Că spuneți că după 4 ani ați reușit într-un final să ajungeți la acel punct pe care vi-l doreați ca și marker de succes. Dar cu siguranță, dar nu trebuie să... Cred că este o concluzie foarte utilă, da. Cred că trebuie să fim informați și să cunoaștem unele lucruri despre evoluția, posibila evoluție a unor idei antreprenoriale și practic să nu ne încredem neapărat în mituri sau în ceea ce ne spun cei din jur care nu au o pregătire și de aceea cred că această pregătire antreprenorială pentru studenții de la medicină este binevenită. Acesta este doar un exemplu banal, dar cu siguranță sunt și altele care ne pot induce ușor în eroare dacă nu avem o bază la care să ne raportăm. Ne bucurăm atunci că am primit câteva sfaturi de început de la dumneavoastră și dorim în continuare să aflăm. Bine, asta pentru cei care vor veni la curs, dar și pentru cei care ne urmăresc astăzi. Ce alte sfaturi i-ați mai da unui tânăr student? Bineînțeles, la medicină, care își dorește să facă carieră atât în sănătate cât și în zona antreprenorială? Da, nu sunt un foarte bun om al sfaturilor. Întotdeauna am avut convingerea că fiecare vede lucrurile în felul lui și nu există rețete de succes general valabile, dar cred în primul rând că trebuie să trecem prin filtrul gândirii, toate ideile care ne vin și să nu ne lăsăm influențați nici pozitiv, nici negativ, dramatic de ceea ce ne spun cei din jur. Sigur că absolut toate părerile sunt binevenite, însă trebuie să le trecem prin filtrul gândirii și să ne bazăm și pe cunoștințele pe care le avem, iar dacă nu le avem, să studiem. Și cumva ăsta ar fi următorul sfat, să ne pregătim în orice domeniu vrem să
profesăm și pe baza acestei pregătiri să putem să luăm o hotărâre în cunoștință de cauză. Și cred că aici SAS-ul joacă un rol important, adică pentru tinerii studenți care se gândesc să aplice ideile antreprenoriale în cariera lor, SAS-ul poate să joace un rol foarte important prin pregătirea pe care o oferă. Și sunt convinsă că mulți dintre noi putem să folosim spiritul antreprenorial, chiar dacă nu vrem să devenim noi înșine antreprenori în adevăratul sens al cuvântului. Acum sunt subliniate foarte mult valorile acestei pregătiri antreprenoriale, indiferent în ce formă vrem să ne exercităm meseria. Adică se vorbește foarte mult despre intraprenoriat, despre posibilitatea ca o persoană să dezvolte în cadrul unei organizații o idee antreprenorială fără să-și asume toate riscurile financiare dacă nu se simte pregătit, cum ar face un adevărat antreprenor, ci să fie susținut de acea organizație. Și există și alte posibilități de a-ți dezvolta spiritul în funcție de alte calități sau caracteristici pe care le ai în momentul respectiv, fără să vrei să-ți asumi toate riscurile de a fi un antreprenor. Ați început prin a spune că nu sunteți un om al sfaturilor și că nu prea știți să le dați. O să vă rog și pe dumneavoastră să revizionați încă o dată interviul pe care îl facem acum, pentru că o să vedeți că sunt niște sfaturi foarte bune. Și ne-am întors cumva ciclic la ceea ce am vorbit la început, și anume dezvoltarea pe mai multe planuri și pe mai multe axe, ceea ce și oferă educația antreprenorială, așa cum, cum bine ați zis. Un lucru care cred eu că e de mare interes pentru cei care doresc să facă ceea ce faceți dumneavoastră, poate la o intensitate mai mică sau mai mare, aveți activitatea și medicală și educațională, universitară, dar și antreprenorială, vă rămâne puțin timp măcar pentru dumneavoastră sau pe care să-l petreceți așa ca și lijer, ca și timp liber? Pot să spun că rămâne puțin timp, așa cum ați menționat. Cred că am norocul ca în viața mea personală să apreciez foarte mult lucrurile simple și de aceea pentru mine personal este în regulă modul în care mi este organizată viața, pentru că prefer plimbările, timpul petrecut în aer liber și conectarea cu persoanele dragi din familie și din afara familiei. Am foarte mult noroc să fiu înconjurată de oameni care mă susțin și care mă acceptă așa cum sunt și care mă apreciază pentru ceea ce sunt. Dar probabil dacă aș fi fost o persoană mai sofisticată, care i-ar fi plăcut, nu știu, vacanțele de lux, sporturile extreme, activitățile recreative care necesită o planificare foarte laborioasă, nu aș fi fost împăcată. Am norocul, da, să apreciez lucrurile simple și atunci, da, timp pentru lucrurile simple, cum ar fi conectarea cu oamenii dragi și timpul petrecut în aer liber și puțin sport din sfera alergării. Am făcut atletism și asta a rămas pentru mine sportul preferat, dacă am timp de sport. Practic toate opțiunile mele personale sunt relativ simplu de gestionat și de aceea sunt împăcată. Cum e și în, mă rog, trainingurile pe care le mai avem ca și studenții, keep it short and simple, la urmă. Da. E o rețetă a succesului, oare asta, pe care ne-o transmiteți? Sincer, nu știu, ambar nu am. E o opțiune personală, dar n-am studiat dacă se regăsește frecvent sau nu. Întreb pentru că, bine, suntem invadați în momentul de față de social media, de tot ce înseamnă fluxul ăsta de informații și vedem constant cum e rețeta oamenilor de succes. Trezitul la 5 dimineața, mers alergat 20 de kilometri, escaladat niște munți și după aceea ne ducem la muncă. Și asta voiam să întreb, dacă aveți cumva o astfel de rețetă a succesului. Nu am. Deci, așa cum a zis mai devreme și în interviu, povestea noastră nu e aceeași cu povestea altora și așa să încercăm cred. Să facem ce e mai bine pentru noi. Așa cred că este o concluzie. Bine. Vă mulțumim mult de tot pentru invitație. Vă mulțumim pentru răspunsurile acordate și pentru sfaturi. Nu uitați că sunt niște lucruri bune pe care sunt convins că colegii noștri le vor afla din această discuție.
Mulțumesc și eu mult pentru modul în care ați pus problema și m-ați făcut să mă gândesc încă o dată la lucrurile în care sunt implicată și să le mai văd și dintr-un alt unghi. Mulțumim mult, mult succes și vă dorim o zi frumoasă!